Stimați colegi, chiar am avut răbdare în această oră și am așteptat când totuși vom vedea cum se pune în viață, se realizează hotărârea de joi trecută a plenului Parlamentului. Majoritatea deputaților au votat pentru petrecerea astăzi la următoarea ședință de joi trecută, adică astăzi, a audierilor Procurorului General, șefilor de la Procuratura Anticorupție, CNA, în vederea subiectului, cred că cel mai important pentru de interes public, recuperarea miliardelor furate din sistemul bancar. Bineînțeles că hotărârea Parlamentului este una foarte clară și nu înțelegem de ce noi pur și simplu ignorăm acest subiect, domnule președinte Candu, deoarece Parlamentul nu a aprobat alte hotărâri, alte decizii și nu a schimbat formula privind realizarea acestei hotărâri. Am văzut lunea, această săptămână, în zi de luni, că domnul procuror general a spus că nu va veni în plenul Parlamentului. Încercăm să înțelegem de ce, că Parlamentul își exercită suveranitatea națională prin mandatul său. Avem tot dreptul să audiem procurorul general în acest subiect foarte sensibil de interes național. Considerăm că procurorul general, prin refuzul său, practic a încălcat mai multe articole din Constituția Republicii Moldova. 10 secunde, vă frumos, totodată am văzut refuzul doar de ieri a șefului de la CNA, adică cu o zi înainte de alegeri. Dumnealui nici nu a găsit necesar măcar de zi de luni să informeze Parlamentul, adică cu o zi au spus că dumnealui are în agenda ceva important. De ce poate fi important decât voința Parlamentului de a audia dumnealui fiind funcționar de stat ca și procurorul general? Domnul Cadu, noi insistăm ca dumneavoastră să ne oferiți răspunsuri și să fie audiați astăzi și să fie acești funcționari de stat, dar să fie și respectată hotărârea Parlamentului de joia trecută.